limba română, am scris. Pentru că fiind în Laurean și fiind la Botoșa, prefer această variantă. Vă felicit pentru că ați reluat organizările acestor conferințe internaționale. Pandemia, prin pe care le-a făcut, a întrerupt acest eveniment frumos și ne bucurăm că v-a readus la oaltă în amfiteatru Colegiului Laurean. Cred că dacă vrem să ne mândrim vreodată cu ceea ce înseamnă Laurean, una din imaginile frumoase pe care noi le arătăm tot timpul celor care vin la noi, sunteți voi, cei care sunteți participanți la Betemun în acest amfiteatru. De obicei era un dress code mai sever, dar sunteți frumoși și ne bucurăm că învățați să vă susțineți punctul de vedere, să argumentați. Ne bucurăm că începeți să acceptați provocări la care să găsiți soluții. Așa încât această conferință cred că este pentru a vă dezvolta personal și pentru a vă găsi pasiunea de azi. Mult succes și zile frumoase la Botoșani! Botoșani, am o misiune ușoară, dar și grea în același timp. Ușoară pentru că trebuie să vorbesc despre lucruri din Laurean și e firesc ca noi directorii să le știm cel mai bine. Sunt și profesor de istorie, deci aș putea să vă vorbesc despre începutul Betemunului de acum 10 ani. E grea pentru că de obicei vorbesc mult și aici nu-mi permit pentru că sunt restrâns ca timp. Așa încât m-am hotărât să vă spun doar un singur lucru, folosind bineînțeles o tactică de orator care încearcă să capteze atenția publicului și v-aș spune că mi-aș dori să fiți aici, în sală, oameni nerezonabili. Cum spunea George Bernard Shaw, a reasonable man. De ce? Pentru că, spunea el, oamenii nerezonabili se adaptează la lumea din jurul lor, iar oamenii nerezonabili caută să schimbe lumea după ei. Așa încât, deși pare o contradicție ca la Botoșani, în nordul României, într-un loc izolat, să discutăm despre problemele globale ale omenirii, iată că nu este așa. Iorga, care a fost elev al nostru, spunea la un moment dat că orașul acesta nu o să-și mai revină niciodată și spunea în contextul în care calea ferată care unea Suceava cu Iași a ocolit Botoșaniul, vechiul drum al lui Ștefan, dar internetul a făcut să fim, iată, peste tot și oriunde, așa încât șansa noastră a tuturor este să putem dezbate problemele lumii aici. Așa încât vă doresc eu să aveți două zile utile. Vă felicit că pe banii voștri, din timpul vostru, în timp ce alții dorm până la ora 10 și probabil încep cu activitate pe telefon și calculator, ați venit aici pentru un lucru care pare din filmele americane. Să salvați lumea sau măcar să încercați să o salvați, discutând problemele ei importante. Așa încât eu mă bucur pentru voi, mă bucur pentru noi și ca să vă arătăm cât vă plăcim, vedeți, am venit împreună aici astăzi ca să vă salutăm.